Scandal aseară în parcarea unui complex comercial provocat de un tânăr gelos. Polițiștii au fost sesizați de către o tânără care reclama faptul că actualul ei iubit a fost împușcat de către fostul prieten. Cei doi tineri s-au îmbrâncit, moment în care fostul prieten al fetei a scos un pistol cu bile și a tras. Din fericire, bilele nu și-au atins ținta și nimeni nu a fost rănit. Agresorul a fugit de la fața incidentului, iar după câteva ore s-a prezentat singur la poliție. Aseară am fost sesizați de către o tânără de 20 de ani cu privire la faptul că în parcarea unui complex comercial din municipiul Iași un tânăr ar fi folosit un pistol cu bile și ar fi tras în direcția unei alte persoane. Din cercetările efectuate până în prezent s-a constatat faptul că pe fondul unui conflict spontan un tânăr de 27 de ani ar fi folosit un pistol tip airsoft și ar fi tras către un alt tânăr de 24 de ani, însă în urma incidentului nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale. De asemenea, tânărul de 27 de ani a plecat de la fața locului, iar ulterior s-a prezentat la sediul secției unde a fost audiat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, iar cercetările continuă.